Ce vă doriți de la 2024? Profesional și personal, separat să-mi răspundeți. Eu îmi doresc multă sănătate, în primul rând, pentru că fără asta nu puteți face nimic. Îmi doresc succes pe plan profesional în ceea ce mă privește. Pe plan personal, cred că lucrurile merg foarte bine, deci îmi doresc să rămână la fel. Sau să fiți trei? Să fim trei, da. Nu știu dacă se poate întâmpla exact la anul, dar încercăm. Iar în ceea ce privește pe Daniel, ca de obicei, voi fi alături și îi doresc tot succesul din lume. Da, 2024, cum spuneam, anul dragonului, asta înseamnă foarte multă responsabilitate în proiectele pe care aleg să le fac, înseamnă foarte multă responsabilitate și în viața personală, poate nu întâmplător, în acest an mergem către, iată, căsătorie. Sunt tată, sunt aproape de băiatul meu, sunt aproape de ce iubesc și ăsta va fi mantra lui 2024, aproape de ce iubesc. Te vezi tată de fată? Mă văd, da, mă văd tată de fată, adică am un băiat, e rupt din cer, e bucuria mea, ochilor mei, a sufletului și o fetiță ar veni foarte bine lângă el, ar completa și să vină așa decupaj din Ana, ar fi fabulos.